În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Iubiți muntari și dragi frați în Domnul. Suntem aici în ziua bucuriei, am auzit aici, pentru că Dacian și Adriana au hotărât să-și unească destinele pentru toată viața care vor mai trăi aici pe pământ. Dacă până astăzi au trăit despărțiți amândoi, noi, de astăzi înainte, după taina căsătoriei, vor trăi împreună pentru toată viața. Asta au spus ei în taina căsăciei, atunci când părintele i-a unit și le-a dat binecuvântarea. Vreau să vă citesc înainte textul din care vreau să spun câteva cuvinte. Este textul din 1 Corinteni, capitolul 13, care vorbește despre frumosul fir alb sau panglică albă pe care am văzut-o pe când de la naș și de la mii, luată de părintele și trecută în jurul mesei, a Sfintei Mese, care era cu cununile acolo. Am văzut firul alb și vom vedea în continuare. Întâi al dragostei lui Dumnezeu care ne-a făcut pe noi și apoi al dragostei noastre unii pentru ceilalți. 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4, spune așa cuvântul Domnului. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu prizmește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de legiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit acest în parte, se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut-o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște de plin. Așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămâne acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Acesta este textul din care am pregătit câteva cuvinte pentru tine, Dacian, pentru tine, Adriana și pentru noi toți. Și mi-am intitulat predica mea, poate pentru unii dintre noi de aici, ciudat. Stăteam și cântăream două titluri ale predicii. Cât ești dispus să dai pentru soția ta sau pentru soțul tău și cel de-al doilea, mult mai tranșant. Ești gata să-ți dai viața pentru alesul sau aleasa inimii tale? E greu să răspundem la această întrebare pentru mulți dintre noi. E greu să răspundem la această întrebare pentru, este greu să răspundă pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în jurul nostru. Știți de ce? Pentru că pentru foarte mulți dintre ei căsătoria este un fel de afacere. Este un fel de târg pe care îl fac unul cu celălalt. Există în lumea în care noi trăim căsătorii de probă. Oamenii care ar trebui să te îndemne spre Sfântul Altar, spre taină, spre unirea pentru veșnicie, îți dau sfaturi și îți spun, ar fi mai bine să stați o vreme împreună, să vedeți cum e și dacă nu vă place, vă despărțiți, să nu mai chinuiți copii, urmași, case, bunuri, avere și așa mai departe. O gândire lumească, însă gândirea lui Dumnezeu, însă planul lui Dumnezeu din veșnicie este ca soțul și soția, el și cu ea, acei ce s-au unit în fața Sfântului Altar să nu se mai despartă niciodată. De aceea preotul în taina căsătoriei spune ce-a împreunat Dumnezeu aici în biserică, omul, să nu despartă nici măcar soțul, nici soția, nici cei implicați în această lucrare tainică a căsătoriei, să nu mai despartă. Să rămână unit pentru veșnicie. Vom discuta în câteva cuvinte despre această mare roadă a Duhului Sfânt, care este dragostea. Și așa am pus eu întrebare. Ești dispus să-ți dai viața pentru soția ta? Îl întreb pe Dacian, o întreb pe Adriana la același timp. Ești dispusă să te sacrifici pentru mirele tău, pentru cel pe care Dumnezeu ți-l-a dăruit ție? Veți spune unii, nici nu mai este nevoie pentru aceasta. Nu mai este nevoie. Sau pentru unii mai este nevoie. Mă uitam într-o zi la serviciu fiind peste știri și vedeam la un moment dat
știința care se lăuda medicina de astăzi cu niște copii de 90 ani, niște oameni care spuneau ei, acestea au fost primele transplanturi de ficat de la mamă sau de la tată la copil și copilul este în viață, este un copil cu diplome, este un om extraordinar și a recâștigat viața, își trăiește a doua viață. Mama n-a fost nevoită să-și dea viața, dar o parte din ea a fost nevoită să-și o dea. Nu știu ce va fi nevoie să dați voi, dar știu că va fi nevoie să dăruiți unul altuia multă, multă dragoste. Știu că va fi nevoie să păstrați panglica albă pe care preotul a pus-o în taina cununiei la voi. Toată viața voastră, să mergeți cu ea înainte, să fiți în stare voi și noi să fim în stare, să ne dăruim unul pentru celălalt. Să fim în stare ca măcar din ziua căsătoriei sau care ne-am căsătorit mai demult, măcar din ziua de astăzi, de aici din Biserica Prorocului Mire, din Cluj-Napoca, să ne hotărâm, să ne dăruim bucată cu bucată, centimetru cu centimetru, viața și sufletul nostru pentru celălalt de lângă noi. Să fim în stare să punem deoparte egoismul, să punem deoparte răutatea, să punem deoparte mândria unii dintre noi, să punem deoparte unii dintre noi puterea pe care o avem și să spunem, Doamne, eu sunt un om puternic și aș putea să fac ordine în casa mea, așa cum știu eu, dar am învățat că Tu ai făcut ordine, nu prin forță fizică, ci prin dragoste. Am învățat asta din unul din stâlpii căsniciei, 1 Corinteni, capitolul 13, că pot să am toate comorile lui acestea, dacă nu am dragoste, nu sunt nimic, sunt o aramă sunătoare, spune Sfântul Pavel, și un timbal zângănitor. Dragostea, dragii mei, are multe valențe. Dragostea este singura care poate să ducă o căsnicie până la sfârșit. Veți spune, nu-i chiar așa. O vorbă poporul nostru spune și mulți o folosesc, banii n-aduc fericirea, dar un creții. Și pe acest principiu, oamenii se zbat să aducă banii în casă. Mulți și mai mulți și mai mulți. Și nu-i rău, pentru că trebuie să bani în casă, pentru că e nevoie de bani ca să te întreții, dar vă spun un secret. Fericirea nu te ține bani. Căsnicia, mersul înainte, plata facturilor, o întrețin bani și casa merge înainte, pământește vorbind. Dar o căsnicie după voia lui Dumnezeu, sub bine contra lui Dumnezeu, nu întreține numai dragostea și nu orice fel de dragoste. Sfântul Apostol Pavel, tocmai asta spune aici. Spune, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nevoire, ci se bucură de adevăr, spune acolo. Dragostea rabdă totul, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, dragostea suferă totul. Probabil Dacian și Adrian, atunci când v-ați hotărât să fiți împreună, ca și mulți alții, n-aș vrea să fie o judecată pentru voi sau să o luați ca și o judecată, doar să vă analizați momentele acelea, nu acum neapărat, în timp, după ce veți pleca de aici. Atunci când v-ați hotărât unul pentru altul, ați căutat calități, ați căutat ca partenerul sau partenera de viață să fie ceea ce ați gândit voi. Poate unii dintre voi, unul dintre voi sau amândoi ați mai lăsat, așa cum spunea fratele Codruț, din ale voastre deja, și veți mai lăsa mult de acum înainte în căsnicie, pentru că dacă nu lăsați și lăsați încăpățânarea să vă stea în caracter, veți avea probleme. Nu că familia o problemă în sine, familia dintre Dumnezeu este o binecuvântare. Am scris aici câteva calități, este credincios, este harnic, este frumos, este frumoasă, alții spun este bogat, are de toate, tot felul de lucruri, o listă a omenirii prin care oamenii caută calități la celălalt și spun asta mi s-ar potrivi, acesta mi s-ar potrivi, pentru că este genul de om pe care eu îl gândesc, pe care eu îl aștept, pe care eu îl vreau. Este genul de femeie, de fată pe care eu aștept de ani de zile și uite că a apărut în calea mea. Este extraordinar, eu să vreau să vă spun ceva, nu ca și o dezamăgire. Lucrurile acestea vor trece. Tinerețea va trece, frumusețea va trece într-o zi. Eu nu mai sunt așa de frumos, sau poate sunt mai frumos pentru unii decât atunci când eram tine. Nu mai sunt așa. Pentru soția mea care e aici, sunt convins că sunt mult mai frumos. Și oricum aș arăta, sunt extraordinar pentru că sunt soțul ei. Și ea pentru mine este cea mai frumoasă. Mai sunt femei frumoase pentru alții. Pentru mine nu mai sunt femei frumoase. Pentru mine este ea, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit-o. Și toate aceste lucruri, vreau să vă spun, vor trece într-o zi. Dar ceea ce rămâne și este veșnic, este dragoste. Ceea ce rămâne
este ceea ce vine din veșnicie cu neamul produs. Din dragostea lui Dumnezeu am venit noi, trecem pe aici, prin Valea Împregoții, prin lumea plângerii și putem să trecem plângând sau putem să trecem bucurându-ne. Asta numai dacă înțelegem ce vrea Dumnezeu de la viața noastră. Cât ești dispus să dai? Ești dispus și ești dispus să te sacrifici pentru cel de lângă tine? Dacă așa va fi viața voastră, chiar dacă pentru unii se pare că asta nu e căsnicie, asta e căsnicie, o viață de chin, va fi o viață de bucurie. Știți de ce? Pentru că, în general, noi oamenii ne-am obișnuit să răspundem cu aceeași monedă celuilalt. Și de aceea multe familii se destramă la 5 luni, la 5 ani, la 10 ani, după ce s-au întemeiat în fața Sfântului Altar. Dar atunci când învățăm că trebuie să dăruim noi întâi, celălalt va răspunde cu dărnicie pentru că noi am făcut asta. Până când celălalt așteaptă ca persoana cealaltă, partenerul de viață, să-i dea întâi cinste, întâietate, să-i acorde dragoste, protecție și apoi să dea el ceva, până atunci nimic nu merge. Aș vrea să fiu foarte practic. Sunt familii care așa gândesc. Ne-am căsătorit, a fost bine o vreme, apoi se prezintă la tribunal și știți, pe cele mai multe dosare de divorț ce se scrie la sfârșit, ca și o sentință finală, nepotrivire de caracter. 15 ani de căsnicie, 3 copii, se duc la tribunal și împart averea și întreabă judecătorul și avocatul, de ce vă despărțiți? Nu ne potrivim, domnule. Nu ne mai potrivim. Ne-am potrivit noi 15 ani, ne-am chinuit să ne potrivim, dar nu potrivim deloc. Atunci parcă eram ca o mănușă pe mâna celuilalt, acum nu mai potrivim. Pentru că în timp, oamenii aceștia s-au străduit numai pentru ei, au fost egoiști și au fost răi. Există familii care spun, unul dintre parteneri, dacă se schimbă el sau ea, mă voi schimba și eu. Dacă atitudinea lui se schimbă, și-a mea se va schimba. Spune așa ceva aici, Sfântul Apostol Pavel? Nu spune așa ceva. De aceea m-am întrebat, chiar dacă e dureros și tranșant, și v-am întrebat pe voi, și m-am întrebat pe mine în conștiința mea și în inima mea. Sunt dispus să-mi dăruiesc viața pentru soția mea? Nu știu ce sunteți dispus dumneavoastră, familia dumneavoastră, să faceți pentru soție. Cei doi se uitau mai înainte unul la celălalt și toți mirii se uită așa, cu trei săptămâni eram nași și se uitau bine unul la altul, se sorbeau din ochi. I-am spus fiului, fiule, ai fi gata să o sorbești din ochi, așa e nașul, e dragă. I-am spus, ai grijă, că în multe familii peste ani și ani, mirele care era gata să soarbă din ochi, ar fi băut într-o lingură de apă să scape de ea. Le spun și lor acum. Sunt aceleași cuvinte din inimă. Aș dori ca după un an, 2, 5, 10, 15, cât Dumnezeu va da, să nu mă doriți niciodată, nici seara, nici dimineața, să vă veți într-o lingură de apă ca să scăpați unul de altul. Este cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla într-o familie. Dar se întâmplă în general în familie în care nu este dragostea lui Dumnezeu. Acolo unde este dragostea lui Dumnezeu, căsătoria nu e o afacere. Căsătoria este o taină, căsătoria este ceva ce Dumnezeu a rânduit din grădina Edenului când a spus nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Pe voi v-am făcut ajutor potrivit unul pentru celălalt și v-a dăruit dragoste unul pentru celălalt. Dar să nu uitați un lucru. Dragostea neîntreținută, dragostea nebăgată în seamă, se stinge. Va trebui de astăzi înainte, în fiecare zi, să vă arătați dragostea unul pentru celălalt. Să arătați că sunteți gata, dacă ar trebui să muriți, să muriți pentru celălalt. Să fiți în stare să vă uitați unul la celălalt cu dragoste până la sfârșitul vieții. Trăim într-o lume în care soții și soțiile, partenerii de viață, cei care au fost în fața Sfântului Altar, în loc să-și arate dragostea unul pentru celălalt și pentru cei din jur, așa cum spuneau oamenii de aici, părintele și fratele Codruț, să lumineze într-un lor, să arate lumină și dragoste, arată tot felul de lucruri ciudate, arată tot felul de priviri ciudate și insistente la adresa soților, soților, la adresa copiilor. Acum este o obișnuință, am văzut eu cel puțin printre colegii mei, colegi care răspund la telefonul mobil soției și îți dai seama că îi răspund ei pentru că doresc imediat să arate că ei sunt în casă cocoșul, că ei cântă în casă și ei sunt șefii. Și o fac pe soție la telefon cu apă și oțet, dovedind în fața celorlalți 20 de colegi și oameni că sunt cineva. Nu știu cine sunt acasă pentru că eu sunt asistent social, ca și fratele Mihai, să le verific familie.
dar cred că o fac aceasta doar ca să dovedească că ei nu sunt sub papucul soției lor. Și, în general, din astfel de familii, soția îi răspunde la fel sau îi închide telefonul, dovedind colegilor de la banca unde lucrează că ea este șefa și că ea este cea care numără bani, nu numai la ghișeu, ci și acasă. Și uite așa, chiar dacă unii zâmbi, este adevărat, se întâmplă că familiile lipsite de dragoste încearcă să dovedească cum stau lucrurile, punând deoparte Scriptura, Lumina lui Dumnezeu și încercând să dovedească ei ceva. Ridică tonul, vorbesc urât, îi închid telefonul. N-am timp acum de tine, nu înțelegi? Am treabă. Mă uit la ei, stau pe scaun în magazin, nu mi-e n-am niciun serviciu. În serviciu acum e foarte puțin de lucru. N-am ce face. Dar ca să-mi arate mie și la alții cât îți vine șef, îi închid telefonul. Las-o să aștepte. Așa trebuie să ține, să înveți să aștepte. Nu știu cum facem voi. Sunt convins că până acum nu v-ați închis telefoanele, că vă iubiți. Însă ce aș vrea eu? Aș vrea dacă aveți două sau trei telefoane în viitor, pe toate trei telefoane de linia de urgență să fie soțul sau soția întâi, după Dumnezeu, după telefonul cerului, pe telefoanele mobile pe care le aveți, prima linie, prima care apare în listă, să fie soția sau soțul și apoi copii. Pentru că numai astfel, ascultând de dragostea și temul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel, ne putea merge înainte. Astfel, ne merge mult mai greu. Astfel, așa cum spunea Părintele, toate loviturile și obstacolele care vor veni, vor fi dureri pentru voi. Dar când veți înțelege așa căsătoria, când veți înțelege această taină sfântă și binecuvântată, ca rod al dragostei divine din Dumnezeu, ca dragostea lui Dumnezeu revărsată peste Adam, făcându-i ajutor potrivit pentru celălalt, atunci veți putea să trăiți frumos. Scumpii noștri mici, Dacian și Adriana, tot ce are valoare în ochii lumii, n-are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Tot ceea ce pare pentru lumea aceasta frumos, Dumnezeu de afară. Știți de ce? Pentru că însuși El spune, tot ce are valoare în ochii lumii, este o limită înainte lui Dumnezeu. Și v-am făcut pe voi cei slabi, ne spune nouă, și săraci, și ai nimănui, să aveți valoare și preț în ochii mei. Și v-am iubit și ne-am dat viața pentru voi, spune Ioan 3:16, Dealul Golgotei. Am murit pentru voi, pentru că aveți valoare, chiar dacă unii cred că n-aveți valoare. Frumusețea trece, iute. Tinerețea și puterea la fel. Dar am citit eu aici în 1 Corinteni 13, credința, nădejdea și dragostea rămân pentru veșnicie. Însă dragostea este cea mai mare dintre ele. Este prima. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în altă carte a lui, la roada Duhului Sfânt, pune din altă dragostea, pentru că pe această piatră se zidește tot ceea ce este în lumea aceasta frumos, binecuvântat și extraordinar. Credința, nădejdea și dragostea. Dar să nu uitați ce v-am spus mai înainte. Acestea trebuie să întreținute. Acestea trebuie lăsate să crească. Acestea trebuie tratate cu atâta frumusețe încât să poată crește familia voastră. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, spune el, tuturor ucenicilor, așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vă cunoaște ceilalți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unul pentru altul, adaptat la familia voastră. De astăzi o familie una în Hristos, amândoi un trup. De astăzi înainte vă veți face un singur trup, spune Geneza, capitolul 2. De astăzi înainte aș vrea ca dragostea lui Dumnezeu să vă unească, să arătați lumii întregi că numai prin dragoste necondiționată, numai prin capacitate de a vă jertfi unul pentru altul, veți demonstra că sunteți o familie extraordinară. Dacian și Adriana, nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă spun ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus cincilor Săi, Ioan, să vă iubiți unul pe celălalt, așa cum v-a iubit Hristos, încât și-a dat viața pentru păcatele voastre. Vreau să rămân la aceste cuvinte, vreau să analizați și să vă spuneți, după ce veți pleca de aici, în taină unul altuia, privindu-vă în ochi, cu sinceritate, nu cu fățărnicie, cât vreți să sacrificați pentru celălalt. Și aceasta să vă fie o juință pentru viață. Dumnezeu să vă dea putere și vouă și nouă celor de lângă voi, să putem să mergem mână în mână cu soții, cu soțiile noastre, până în veșnicia lui Dumnezeu, care e plină dragostea mie, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Amin.